În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul care se îndreaptă către marcarea celei de-a noua săptămână de creștere din ultimele 10. Astfel, materia primă a beneficiat de un mix pozitiv de factori. Pe de-o parte, vorbim despre decizia unilaterală a Arabiei Saudite de a reduce producția de petrol cu 1 milion de barili pe zi în luna februarie și martie, iar pe de altă parte vorbim despre victoria democraților care apare să fi deschis drumul către aprobarea de noi stimulente și a deschis drumul către noi cheltuieli. Totuși, toate aceste informații reprezintă aspecte pozitive, dar nu elimină și nu vin pe fondul unei perioade liniștite. În continuare, pandemia și extinderea numărului de cazuri rămâne un factor de risc pentru materia primă și limitează destul de mult potențialul de creștere. Mai mult dacă ținem cont de accelerarea ritmului de creștere a cazurilor în Europa, care a determinat un comentariu din partea Organizației Mondiale a Sănătății, care sugera impunerea de măsuri mai stricte la nivelul continentului. Pe de altă parte, în Marea Britanie, restricțiile impuse recent au determinat o scădere a cererii și a vânzărilor de combustibil, lucru care desigur era de așteptat. În China a fost impus un lockdown la nivelul unui oraș cu aproximativ 11 milioane de locuitori din apropierea Beijingului, în încercarea de a ține sub control apariția unui focar. Prin urmare, vorbim despre un context destul de mixt, iar decizia unilaterală din partea Arabiei Saudite de a reduce pentru următoarele 2 luni propria producție cu 1 milion de barili pe zi ar putea să ne dea de gândit, întrucât nu sugerează neapărat că statele se așteaptă la o revenire rapidă a cererii, ci mai degrabă că se așteaptă la probleme care să persiste pe o perioadă mai lungă de timp, lucru care nu este un scenariu atât de dorit de către investitori. În continuare, prețul WTI continuă să evolueze în jurul nivelului de 51 de dolari, aspect care, desigur, este pozitiv pentru moment. Dar, în cazul în care vom asista la o deteriorare a atitudinii, o corecție nu poate fi exclusă. Iar în acest sens, prețul ar putea să-și găsească un oarecare suport în zona 49.800. În ceea ce privește nivel de urmărit, această barieră de la 51 de puncte pare să se transpună într-un nivel de rezistență, în timp ce nivelul de la 52,7 dolari per baril ar putea să fie un obiectiv țintă pe termen mai lung. Dacă vorbim despre aur, acesta a continuat să se reducă treptat în timpul dimineții de vineri, pe fondul unui dolar mai solid, dar și a unei majorări a randamentelor titlurilor de stat. Pe de o parte, dolarul a făcut ca materia primă să fie mai scumpă pentru investitorii ale căror fonduri nu sunt exprimate în dolar, iar pe de altă parte, creșterea randamentelor titlurilor de stat a readus în atenția investitorilor alternative pentru aur, întrucât reprezintă active de refugiu destul de populare la nivelul traderilor. Pe de altă parte,
Trebuie menționat că deși metalul prețios era în drum spre marcarea celei de-a doua săptămână consecutivă de creștere, corecția suferită în această dimineață, vorbim despre o scădere amplă de aproximativ 1,7% la un moment dat, a modificat datele problemei și vedem că a schimbat destul de mult situația la nivelul graficului. În acest moment, performanța săptămânală este una negativă, minus 0,5%, în timp ce scăderea daily este de aproximativ 1,20%. Prin urmare, din punctul actual de la 1891, ar fi necesară o creștere de aproximativ 0,50% ca să readucă aurul în drumul spre a doua săptămână consecutivă de creștere. Acest lucru pare să indice necesitatea metalului de a reveni deasupra pragului de $1,900 per uncie, un nivel atât de important pentru investitori, fiind un prag psihologic. Toată această corecție a dolarului în această dimineață este posibil să fie o urmare a unei perioade de nerăbdare la nivelul piețelor, vânzătorii părând să fi preluat mai mult inițiativa, având în vedere că au urmat o perioadă de așteptare destul de lungă, de aproximativ 2 zile, în timpul căreia prețul a atins mai degrabă să evolueze lateral și nu a avut o direcție clară, deși apetitul pentru risc era unul accentuat. Astfel, un obiectiv pentru cumpărători, revenirea deasupra nivelului de la $1,900, în timp ce pentru vânzători un prim punct țintă ar fi la 1866. Calendarul de astăzi ne aduce date interesante. Astfel, la ora 12 se va publica rata șomajului din zona euro pentru luna noiembrie. Vedem că se așteaptă o ușoară creștere de la 8,4% la 8,5%. Ulterior, la 15:30 în America de Nord se vor publica date privind piața forței de muncă, atât din SUA cât și din Canada. La nivelul Canadei vedem că se așteaptă o scădere a joburilor cu 25.000 față de creșterea anterioară de 62.000, iar rata șomajului în decembrie este așteptată să crească ușor de la 8,5% la 8,6%. La nivelul vecinului său din sud, se așteaptă ca în luna decembrie să fost create 100.000 de locuri de muncă, în scădere față de valoarea anterioară de 245.000, în timp ce rata șomajului este așteptată să stagneze la 6,7%. Veniturile medii pe oră sunt așteptate să scadă ușor de la 0,3% la 0,2%. Ținând cont de datele dezamăgitoare prezentate de raportul ADP de miercuri, care au indicat o pierdere a locurilor de muncă, valoarea de astăzi și prognoza nu este tocmai un punct sigur, întrucât știm că sfârșitul de an a adus acele probleme, acele noi restricții impuse pe plan local și statal în SUA, care desigur ar putea să se transpună într-un număr mai mare de disponibilizări decât se prognoza. Trebuie menționat și faptul că ajutorul fiscal din partea autorităților a venit spre sfârșitul lunii decembrie, iar acest lucru nu va fi inclus la nivelul datelor. Prin urmare, efectele acestor decizii sunt posibil să fie observate ulterior în următoarele luni. Prin urmare, datele au potențialul să fie sub cele prognozate. Dar reacția piețelor nu este neapărat necesară să fie una negativă sau extrem de negativă în cazul în care vom asista la o valoare sub cea prognozată, întrucât pachetul de stimulente din SUA
este posibil să fi limitat potențialul de disponibilizări din următoarele luni, iar investitorii ar putea să urmeze și să se orienteze mai degrabă către viitor. Mai mult, dacă ținem cont și de valoarea de ieri a cererilor inițiale pentru ajutor de șomaj din SUA, care vedem că au adus o valoare mai bună decât cea prognozată, optimismul investitorilor ar putea să fie și mai accentuat, întrucât cererile săptămânale pentru ajutor de șomaj au o frecvență mai mare decât publicarea NFP-ului, întrucât se prezintă în fiecare săptămână, ceea ce ne indică și oferă o imagine mai apropiată de prezent a modului în care evoluează piața forței de muncă și a potențialelor efecte ale măsurilor luate de către administrația americană. Mai mult, se vor mai publica și alte informații, precum stocurile angro pentru luna noiembrie. Vedem că se așteaptă o scădere, motiv pentru care este posibil ca investitorii să nu să ofere o importanță mai redusă acestui indicator, întrucât este o valoare destul de îndepărtată pentru luna noiembrie. Prin urmare, ne așteaptă un sfârșit de săptămână important care are potențialul să ofere mai multe informații și să ajute la conturarea unei imagini mai extinse și mai detaliate asupra stării economiei americane în acest moment. Rămâne de văzut dacă reacția piețelor va fi în conformitate cu natura rezultatului sau dacă optimismul actual, care a dus la atingerea de noi maxime istorice, va prevala și va reuși să ducă la compensarea unor posibile informații negative care ar fi avut potențial disruptiv în alte scenarii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi excelentă și un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare. La revedere!